Rog să ne ridicăm și să spunem o scurtă rugăciune, dacă se poate. Mulțumesc! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântați. Binecuvântează Hristoasă Dumnezeule lucrările acestea și pe toți cei ce s-au strâns pentru a lucra astăzi. Amin. Amin. Bine ați venit. Dragii mei, aș vrea să vă simțiți ca la o întâlnire cu prieteni, pentru că eu așa vă consider. Pentru mine sunteți niște prieteni. Mi-aș dori foarte tare, dacă la un moment dat o să capăt microfonul fără fir, să vă și văd aproape, să mă plimb printre voi, pentru că eu așa simt, poate că nu vă cunosc suficient, însă vă mulțumesc imens, din tot sufletul, pentru tot ce am făcut împreună în ultimele două luni. Mai mult decât am visat. Cel puțin eu. Pe scurt, o să vă povestesc de unde am început, cum am ajuns eu să conduc această asociație și cum a devenit această asociație, după familia mea, cel mai important lucru și lucrare în viața mea, cel puțin în acest început de an 2015. Încă o dată, aș vrea să vă fie clar, nu sunt cuvinte goale, vă mulțumesc din suflet, unii dintre voi ați făcut drumuri lungi pentru a ajunge aici, la Liceul Gheorghe Lazar, vă mulțumesc încă o dată. Aș vrea să știți că este doar începutul. Cred cu tărie, și asta o spun fără niciun fel de rezervă, că toate lucrurile grele și complicate din viața noastră, și vă spun din experiența unei mame care acum 7 ani și ceva a trecut printr-o situație la limită, în care putea să-și piardă mintea, îi mulțumesc Dumnezeu că nu s-a întâmplat asta și că toate lucrurile sunt perfecte în viața noastră. Chiar și din acea perioadă am învățat ceva. Am găsit niște oameni excepționali, că sunt medici, că sunt prieteni. Am încercat să pun bazele unei fundații care ajută copiii și știți bine că mulți ani m-am străduit și în continuare mă străduiesc să salvez cel mai important spital de copii de urgență pediatrice din București. Știu că nu e singurul spital care are nevoie de ajutor. Iar de la începutul acestui an am început să lucrez pentru ora de religie, crezând, atunci când ne-am întâlnit prima dată, eu și câțiva părinți, nu aveam nimic altceva în comun decât calitatea de părinți și faptul că mergeam la biserică. Ne-am întâlnit la sfârșitul anului trecut cu o formă de spaimă. Nu înțelegeam de ce s-a ajuns în situația în care eram atunci. Ora de religie era deja în diverse comunicări deja opțională, ceea ce n-a fost niciodată, dar știți bine despre ce vorbesc. Am încercat să aflăm de ce s-a ajuns aici. A fost o luptă de 2 luni cu noi înșine și cu niște adversari pe care ulterior i-am și cunoscut cu nume și prenume și chip. Sigur că lupta, de fapt, abia acum începe, pentru că e foarte clar faptul că 93,48% dintre părinți sau cât o fi cifra aceea finală comunicată de Ministerul Educației și-au înscris copiii la ora de religie, este o izbândă a tuturor, nu e a noastră, e poate un pic a noastră, un pic a dumneavoastră, un pic a profesorilor de religie, a directorilor de școli și fără îndoială a părinților care au înțeles că suntem nimic fără Dumnezeu. Asta a fost prima chestiune serioasă, dar am plecat de la un moment de spaimă, dar la un moment în care nu știam ce reacție să avem. Astăzi am înțeles că din toată povestea aia urâtă și grea de la sfârșitul anului trecut s-a născut o asociație care cu siguranță va face mult mai mult decât va face o oră de religie mai bună. Ce a făcut Asociația Părinți pentru Ora de Religie? A făcut o campanie pe care o să o vedeți aici în spate. Am plecat de la cuvintele Mântuitorului pe care toată lumea le știe, eu sunt sigură că le știți și dumneavoastră. Părinții din sală vor spune citatul lui complet, da, dar în acest moment acest pasaj mi se pare extrem de important. Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Copiii trebuie să învețe
că suntem nimic fără Dumnezeu și că cel mai important lucru în lumea asta este să credem și să nu ne apucăm neapărat, mai ales la vârste mici, să cercetăm. Bine, considerăm că educația fără religie înseamnă școală fără suflet, neam fără Dumnezeu și fără identitate. Este un citat din mine, asta am spus la un moment dat. Consider că e corect mai mult decât atât. Cred cu toată tăria și energia de care sunt în stare acum și am fost de la început, că ora de religie este doar primul pas. Sigur, foarte important. Extrem de prețios pentru noi toți. Fără ora de religie, ce-ar fi viața noastră? Probabil extrem de săracă. Doamna Blandiana spunea într-un interviu pe care sunt sigură că l-ați văzut la un moment dat și la televizor, dar mai ales pe site-uri și pe Facebook, spunea la un moment dat că noi trebuie să știm care sunt valorile noastre reale și culturale și este nepermis ca un copil să nu știe cine este bărbatul acela cu doar o cârpă care stă pe o cruce. Asta mi s-a părut zguduitor, spus de o personalitate ca Ana Blandiana. Trebuie să vă mulțumesc din nou pentru că părinții din întreaga țară s-au adunat pentru a salva ora de religie. De aceea suntem astăzi aici, pentru că am salvat-o, dar n-am îmbunătățit-o. Următorul pas este să facem ora de religie mai bună. Și putem. Putem pentru că ne putem face auziți. Avem niște vehicule de imagine și asta știți fără îndoială. E vorba de niște oameni care au avut încredere în noi, personalități publice. Bucuria e imensă când l-am sunat pe Dan Puric și am spus, te rog să mă ajuți, a zis, la ce? Trebuie să salvăm ora de religie. Și mi-a răspuns, necondiționat, ce trebuie să fac? Și din acel moment i-a spus, să fii tu și să-mi dai voie să vin cu o cameră să te filmăm. Ok, unde, când și asta a fost. La fel au reacționat și alții. Manuela Hărăbor, Elisabeta Lipă, au fost, vreau să vă spun ceva, vă vând din casă, lista era de vreo 45 de personalități, n-am apucat să intervievăm decât până în 15, pentru că s-a încheiat campania, dar ceilalți 20 și ceva așteaptă încă să fie cooptați într-o campanie care să aibă o legătură cu ora de religie. Și credeți-mă, sunt doctorul Arafat, care este un cetățean musulman și știți asta, domnul Lucescu, Gheorghe Hagi, Simona Halep, toți oamenii ăștia așteaptă să fie sunați și cooptați într-o campanie în care să salvăm, dacă putem, ora de religie și cu siguranță putem să salvăm și învățământul românesc. Am făcut spoturile despre care spuneam în aproape 2 ceasuri, la o masă rotundă în redacția televiziunii Trinitas, împreună cu părintele Corduneanu, oameni buni, trebuie să mulțumesc și părinte, mă uit în ochii noastre, sunteți energia mea pozitivă, vă mulțumesc că existați, vorbesc din tot sufletul, credeți-mă, dacă erau foarte multe lucruri pe care nu le știam, a avut suficientă energie și blândețe să mi le explice cum poate că n-a reușit nici mama la un moment dat. Încă o dată, vă mulțumesc din tot sufletul, părintele Ionuț Corduneanu este pentru mine mai mult decât un simplu prieten. Vă mulțumesc și Sfinției lui în primul rând îi mulțumesc că există, mie mi-ajunge asta. Bun, ne-am mobilizat, știți că am făcut niște videoclipuri, am adus oameni frumoși, am făcut un cont de Facebook care a crescut ca în poveștile românești, cât alții într-o noapte sau cum era, cât alții într-o viață, noi am crescut peste noapte. Suntem mulți, suntem 20 de mii și ceva și vom fi și mai mulți. Sigur că o să spuneți că pentru ce ne trebuie? Ne trebuie pentru că trăim într-o eră a comunicării, într-o eră în care trebuie să dezghețăm toate lucrurile care au stat pentru vreme îndelungată neclintite. Și cred că prima chestiune pe care a reușit să o facă Asociația Părinți pentru Ora de Religie este să dezghețe relația cu Patriarhia. Acolo este un munte stăpân și solid și puternic. E pentru prima dată când a intrat în legătură directă cu laicii, adică cu noi. Și asta este extraordinar. Faptul că acolo, la nivel înalt, niște oameni au încredere în noi este extraordinar. Credeți-mă, repet, pentru că sunteți parte din acest lucru. Sunteți parte din toată această creație. Bun, am lansat www.oradereligie.ro.
Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat. Sunt aici câțiva dintre ei. Iată-l, cel care a creat acest site este aici. Andrei Manea, știam doar Andrei, îmi cer iertare. Andrei Manea este cel care l-a creat împreună cu oameni care au consiliat conținutul. Sigur, mai e de lucru la el. Dacă aveți în asociațiile noastre locale oameni care știu această meserie și care pot ajuta, vă rog să ne trimiteți. Toate mesajele sunt importante. O să facem un grup de lucru pe Yahoo, pe Gmail, o să ne descurcăm astfel încât să fim tot timpul în legătură cu dumneavoastră, cu părinții care conduc filialele din cele 40 de județe. Și asta este un lucru extraordinar. 40 de localități din București au Asociația Părinți pentru Ora de Religie. Și mai e loc, pentru că speranța noastră este ca la sfârșitul vacanței de vară, adică la începutul anului școlar următor, 2015-2016, să avem un părinte în fiecare clasă de curs. Asta este visul nostru cel mai frumos și sunt sigură că e realizabil. Cum spuneam mai devreme, sunt cifre care variază între 91% și 93% în materie de părinți care și-au înscris copiii la ora de religie. Este extraordinar. Atunci când am pus bazele asociației, nu ne gândeam că vor fi atât de mulți. Și asta este meritul nostru, al dumneavoastră, al părinților în primul rând, pentru că au înțeles că nu se poate fără măcar o oră. Eu cred că e puțin. În Germania sunt două obligatorii. Sigur, există și un opțional. Dacă nu vrei să studiezi religie, ai un opțional. Probabil că aici o să ajungem și noi, dar sunt două ore de religie obligatorii. Nu mi se pare mult niciodată, având în vedere câte zeci, chiar sute de ore pe săptămână au copiii noștri în care fac orice altceva, numai educație nu. Și știți bine la ce mă refer. Este injust și inegal, stau ore întregi, chiar zeci de ore în fața computerelor sau tabletelor, în fața televizorului cu diverse programe și așa mai departe. Acele 50 de minute de studiu, de învățătură creștină, este după mintea mea și după sufletul meu puțin prea puțin, dar asta în viitor vom vorbi. De ce suntem aici? Pentru că ne dorim foarte tare, dacă tot am salvat până în acest moment ora de religie, să o și îmbunătățim. Și vă spun asta pentru că deja ora de religie este cumva punctul de început. Cum vrem să o îmbunătățim? Păi ne-am propus să lucrăm pe ateliere, să lucrăm cu profesorii de religie, să lucrăm cu specialiștii, pentru că deja e o campanie pe Facebook în legătură cu lucrurile de prin manuale. Acelea nu sunt manuale agreate sau verificate. Știți bine că în ultima vreme editurile și-au pus în minte și-au publicat și au tipărit tot felul de materiale didactice care au ținut loc de manuale de ultimii 2 ani, când din lipsa licitațiilor, din diverse motive pe care le cunoașteți fără îndoială, profesorii nu aveau altceva să susțină ora de religie. Și atunci, de pe piață, de pe oferta pe care o găseau în librării și în biblioteci, alegeau ce credeau ei că se potrivește. Dar acele lucruri, acele caiete, acele materiale sau cărți, cum se numesc ele, pentru că mă feresc să le spun manuale, nu au fost verificate niciodată sau au fost prea puțin verificate și revizuite de niște oameni care cu asta se ocupă. Există Ministerul Educației, îi mulțumesc domnului ministru pentru faptul că de câte ori am apelat, a fost extrem de doritor să ajute, pentru că știe realitatea din școala românească. Vă mulțumesc de asemenea tuturor celor care ne-ați semnalat tot felul de situații și vă rog, asta trebuie să fim. Cei care cumva capitalizează situațiile bune și mai puțin bune din ora de religie, dar nu doar din ora de religie, și să ni le comunice, pentru că în felul ăsta noi putem să facem ceva, să luăm niște măsuri, să îmbunătățim sau să arătăm lucrurile minunate care se întâmplă în ora de religie și pe care nimeni nu le arată la televizor, pentru că lucrurile frumoase și normale nu sunt senzaționale și știți asta deja. Ce ne-am propus astăzi? Ne-am propus imediat după ce ne vom cunoaște, pentru că ne dorim foarte tare să vă vedem pe toți aici, pe toți președinții de filiale din toate cele 40 de orașe, să vă cunoaștem, să știm cine sunteți, să știți că aveți niște oameni care vă sprijină aproape necondiționat în noi,
cei care conducem această asociație. După ce vă cunoaștem, ne-am propus să ne grupăm puțin pe specialități. Fiecare știe la ce e bun și la ce se pricepe. O să vrem că e de fapt o muncă de echipă. Romeo a străbătut țara în lung și în lat, ne-a ajutat imens și pe mine și pe dumneavoastră să existăm, să facem aceste filiale. Vă mulțumesc din nou pentru asta. Romeo, îți mulțumesc sincer, pentru că realmente, fără el, nu fi avut un catalizator. Romeo Mașoi. În stânga mea este Doru Iamandei, cel care de asemenea a fost tot timpul la absolut toate întâlnirile alături de noi, fie în țară, fie în București. Nicoleta Bucur este de asemenea colega noastră, este vicepreședinte, este un om care atunci când vine vorba de litera legii, întotdeauna o verifică de 3 ori și spune: cred că nu e bine așa sau cred că așa e cel mai bine. Sigur, împreună cu părintele Corvinaru, care are și această specializare. Prin urmare, încercăm imediat după ora prânzului, după ce ne vom fi cunoscut mai bine, să ne grupăm cumva și să lucrăm în niște ateliere. Ce vrem de fapt? Vrem numărul 1 să găsim toate căile de a îmbunătăți ora de religie, manuale, profesorii de religie. Cristina unde e? Cristina e aici, da. Cristina Benga, vicepreședinte, profesoară de religie la Liceul Goethe din București. Omul pe care eu mă bazez cel mai tare când vine vorba de a-mi explica lucruri pe care nu le știu, pentru că eu sunt profesoară de engleză și de spaniolă de formație, n-am predat nicio oră, pentru că atunci când aveam 17 ani și 9 luni am intrat la Radio Contact și viața mea s-a schimbat. De 25 de ani mă duc la radio și de vreo 18 la televiziune, dar am nevoie de a înțelege toate lucrurile. Ea este cea care mă ajută în măsura în care are de explicat sau pur și simplu de citat lucruri serioase. Mulțumesc, Cristina! Bun, m-aș întoarce puțin. Vom lucra pe ateliere imediat după ora prânzului. Despre asta o să vă spun mai multe Romeo imediat. Eu aș vrea să plecați cu 3 idei extrem de importante în minte și în sufletul dumneavoastră. Suntem probabil cea mai importantă asociație de părinți care și-a propus să salveze ora de religie și învățământul românesc în general. Sunt sigură că va putea schimba ceva, nu vom trece neobservați. Vă rog din suflet să le transmiteți salutări tuturor celor care sunt alături de noi. Înțeleg că printre cei care au aderat cu hârtie, în sensul cu o semnătură, sunt peste 7.000 de părinți din România. De aceea mă face mândră să fiu președinta cele mai importante și mai numeroase asociații de părinți, probabil, din România. Aș vrea să mergeți acasă cu mesajul că nu sunt singuri și există niște oameni care sunt aici să ajute. Mesajul meu este: avem de construit, nu de distrus, chiar și în relația cu cei care sunt ostili, și n-aș vrea să-i numesc pentru că nu asta e important acum. Am încercat să construiesc și credeți-mă, chiar dacă el este un destructiv, atunci când vorbești cum trebuie, aproape că ai reușit să oprești toată această doză de răutate sau de venin. Mi s-a întâmplat de multe ori, l-am întâlnit și pe domnul de la Buzău și pe domnul de la București, pe toți am întâlnit și mă așteptam la mai multă ferocitate de la ei. Cred că fie s-au schimbat, fie au înțeles că suntem mulți, fie am vorbit poate pe limba pe care ei comunică în mod normal, despre care mie mi se pare că e ușor de lemn, dar asta e o altă discuție. Bine. Aș vrea să știți că ne dorim să facem o oră de religie mai bună, să avem cei mai buni profesori și sunt sigură că se poate, pentru că sunt profesori excepționali pe care vom încerca să-i cooptăm astfel încât ei să devină potențiali traineri sau formatori de profesori foarte buni la religie și nu numai. Mi-am scris aici foarte multe lucruri pe care aș vrea să vi le spun, însă mi-e greu să vă țin atenția doar asupra poveștilor mele, toate importante, fără îndoială, dar care cumva m-au motivat să vin în fața dumneavoastră astăzi. Aș vrea să știți de asemenea că la un moment dat o să facem un comunicat pe presă, pentru că eu consider că cel mai important lucru este să te faci auzit. Sunt niște oameni extraordinari pe lângă toate bisericile aproape din țara asta, care fac lucruri extraordinare de care nu știe nimeni.
Și de foarte multe ori în cercuri diverse mi s-a spus, bine, mă, ce face Biserica Ortodoxă? Nu face nimic. Ba, face, dar nu arată. Cred că a venit momentul să mai și arătăm niște lucruri pe care le facem noi sau oamenii de la biserică, preoți, părinți, diaconi și așa mai departe. Mai e ceva foarte important. Pentru că eu sunt un om de comunicare, mi-am propus să îi implicăm pe toți oamenii care își doresc a dedica ceva din vremea lor și din energia lor unor alte campanii. După ora de religie urmează alte chestiuni pe care vrem să le salvăm aproape necondiționat, cum ar fi vorbitul în limba română, cum ar fi, știu eu, felul de a adresa valorile reale și profund creștine, să încercăm să desființăm mitul iepurașului, că tot vine sărbătoarea de Paști, sau să le reamintim oamenilor pe 25 decembrie, nu îl sărbătorim pe tipul ăla gras îmbrăcat în costum roșu pe care l-a inventat Coca-Cola acum 100 și ceva de ani, ci nașterea Mântuitorului. Toate aceste lucruri sunt valoroase și despre ele o să tot vorbim. Vă rog să ne propuneți tot ce credeți că este important să facem împreună. Sunt multe, foarte multe ONG-uri care abia așteaptă să își dea mâna cu noi, să salvăm de la portul popular IA, știți bine, o IE de valoare după toată campania de acum un an și jumătate a ajuns să coste 10-12 milioane. Pentru că s-a făcut o campanie inteligentă de comunicare, ceea ce este foarte frumos. Așa că vă rog din suflet, eu sunt liana.stanciu@radioul la care lucrez, sau mai simplu, contactul de pe ora de religie, îl știți fără îndoială, citim tot, chiar dacă nu avem vreme să răspundem la tot, credeți-mă, toate mesajele ajung la noi. Mai era ceva de spus, da, dacă mai este, vă spun imediat. O să-l las acum pe Romeo Moșoiu să vă spună câteva cuvinte și apoi aș vrea să ne cunoaștem. Vă mulțumesc încă o dată din tot sufletul pentru dimineața asta atât de frumoasă și de încărcată de iubire.